la nivelul minții mele. Acolo unde te afli, o să te rog frumos să te ridici în picioare, să stai în prezența lui Dumnezeu și să îți închizi ochii meditând la câteva cuvinte pe care vreau să ți le adresez. E momentul să te gândești la inima ta. Viața ta este așa de scurtă, ești așa de vulnerabil ca și mine. Uneori diavolul vine și spune că tu nu mai ai speranță, să nu-l crezi. Poate că ai avut momente în care ai căzut, ai fost jos de tot și nu mai ai avut niciun gând de ridicare. În această seară, Hristosul înviat vine pe strada ta. Îl iubesc pe acest Hristos înviat că nu trece doar pe drum împreună cu tine, ci Hristosul înviat intră în camera ta. O cameră închisă, o cameră blocată din cauza fricii. Să nu-mi spui că nu ți-e frică. Ascultă-mă tu care ești mamă și ți-e frică pentru copiii tăi. Ți-e frică pentru copiii tăi. Ascultă-mă tu care ai contactat acest virus împreună cu soțul tău și aveți câțiva copii și deja te-ai pregătit să-i dai la cineva. Duhul lui Dumnezeu îți spune în această seară că vei fi vindecată și tu și soțul tău. Ridică-te din praful drumului. Nu rămânea cu gândul morții și a mormântului ca femeile care l-au văzut pe Iisus în mormânt. Învierea pentru tine, chiar dacă nu pentru toți, dar pentru tine, va însemna deschiderea mormântului. Iisus Hristos deschide și azi. Glasul lui a strigat pentru Lazar, care era în mormânt, mor de 4 zile, înfășurat cu pânze, cu fâșii de pânză. Și glasul lui a fost atât de puternic încât Lazar a ieșit țopăind, pentru că Iisus a zis: Lazare, vino afară! Și mortul declarat de 4 zile mort, așezat într-o grotă, a început să se miște, pentru că Iisus Hristos, care a înviat, are putere de înviere, are putere de vindecare. Ascultă-mă tu care ți-ai dus pe ultimul drum, pe cel drag. Să nu fii supărată pe Dumnezeu, să nu lași pe diavolul să-ți spună că trebuie să-L blestemi. Să nu uiți că El este rege, chiar dacă planul Lui a fost acesta. Oprește-te! Oprește-te din drumul Emausului în care plângi. Oprește-te din dezbateri și din tot felul de gânduri. Ridică-te! Dumnezeu are un mare plan cu tine și cu familia ta și cu pruncii tăi, chiar dacă sunt mulți la număr. Oprește-te! Hristosul înviat a venit să-ți deschide Scriptura. Ascultă-mă tu care n-ai mai pus mâna pe Biblie de ani întregi, de 10 ani poate. Te-ai obișnuit cu o predică într-o duminică dimineața și una într-o duminică seara sau mai multe. Și ai zis, este suficient, te-ai automulțumit cu ideea că ai fost prezent sau prezentă la biserică. Te rog frumos să spune Iisus Hristos, du-te și pune mâna pe Biblie. Am plătit prea mult, spune Iisus Hristos, ca să-mi lași cartea într-o bibliotecă prăfuită. Mi-am lăsat mâinile să fie străpunse de lancele romane, de piroanele lungi și groase, ca să-ți făuresc ție mântuirea în mod gratuit. Întoarce-te la cartea mea, la scrisoarea mea de dragoste, spune Domnul Iisus Hristos, și realizează că această înviere a mea îți deschide Scriptura, îți deschide mesajul divin și Dumnezeu îți vorbește pentru ridicarea ta. Dar nu uita, tu care de ani întregi ai amânat de multă vreme să te botezi, ai peste 18 ani și de multe ori te puteai boteza și de multe ori ai simțit acest gând al botezului, al deciziei personale pentru Iisus Hristos. Ai simțit cum mâna lui Dumnezeu te-a furnicat prin spate, prin prezența Duhului Sfânt pe care ți l-a dat și ai început și să vorbești în alte limbi. Și ai așteptat. Și uite că a ajuns ziua aceasta în care vrea să te botezi. Poate ți-ai și scris o cerere de botez la biserica ta locală. Vreau să-ți dau un cuvânt special și să-ți spun, Iisus Hristos cel înviat îți va lăsa viața ta să fie scufundată în botez trupul tău, pentru că mare este puterea Marelui Rege, a Domnului nostru Iisus Hristos. Ascultă-mă tu care respingi încă, ascultă-mă tu care l-ai pus pe Dumnezeu în bajocurile tale, în ironiile tale, ascultă-mă tu care ai te crezut Dumnezeu peste planetă și ai zis nimeni nu-i mai tare decât mine și te-ai crezut în business-ul tău și în banii tăi și în resursele tale și în prietenii tăi și în afinitățile tale. Uită că Dumnezeu îți spune azi că El este suveran, că El conduce istoria acestei lumi și că la o singură bătaie din degete a palmelor sale și a degetelor sale poate să oprească întreaga planetă și să o pună pe pauză și să o așeze în case. Să nu uiți că El este Marele Rege,
Dar Hristosul înviat, regele regilor, se coboară în camera ta, acolo unde te afli, și spune: omule bun, vreau ca mintea ta să fie deschisă. Vreau să-ți revii odată din păcatele tale, din mârșăveniile tale, din minciunile tale, să te smulgi din anturajele tale murdare și să-i spui: Domnul Iisus Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, te proclam ca Domn și Mântuitor. Lasă-L pe Duhul Sfânt care cercetează inima chiar acum să intre în viața ta și să-ți arate care sunt acele păcate, să-ți arate cum arată cugetul tău, să realizezi care este percepția reală a sufletului tău. Pentru că atunci când coboară Duhul Sfânt împreună cu Biblia, îți arată cugetul tău și te mustră, e ca un fir roșu, e ca un fier roșit în foc, care îți apasă pe memorie și îți spune: asta n-a fost bun, asta n-a fost în regulă. Mărturisește-ți păcatele tale în seara aceasta, chiar dacă stai în camera ta, dacă vrei să-ți predai viața Domnului Iisus Hristos, dacă vrei ca și mintea ta să fie deschisă în mod real, chiar dacă eu nu te văd, că nu eu trebuie să te văd, în camera ta ridică o mână dreaptă și spune: Doamne, vreau și eu cerul, vreau și eu prezența ta. Vreau și eu să intre în inima mea în această seară. Dacă la tine e dimineață sau noapte, te afli pe alte coordonate pe mapa mond, stai cu mâna ridicată și strigă.